Altădată un derby care decidea campioana. Gazmetan și Clinceni sunt victime ale conducătorilor care și-au făcut treaba după ureche. Rapidul începe cu Moldovan în poartă. Așezare 4-2-3-1. Belu, Săpunaru, Grigore și Junior Moraiș în apărare. Kate și Albu la închidere. Ioniță, Moise și Rareș Ilie, mijlocaș ofensiv. Vârf de atac, Adrian Bălan. Revine Alexandru Albu după etapele de suspendare primite în urma celui roșu direct. În schimb, Onea și Voituș lipsesc. Voituș nerefăcut, Onea accidentat de mai multă vreme. Dinamo cu Cristiano Figueiredo în poartă, Gabriel, Ehman, Aloe și Radu în apărare. Carp joacă la închidere, în fața lui Torje Rodriguez. Se lasă răcoarea, sunt puține grade peste 0, 1 sau 2 probabil, și meciul începe, iată, cu Dragoș Grigore pasând cu Săpunaru, cei doi stoperi. Rapidul în formula aproape completă. Șeful a mai antrenat pe Poli Timișoara în două rânduri. Bună, foarte bună această centrare. Nu reușește însă după aceea eliminare. Bună preluarea lui Ioniță. Ioniță în careu și este gol! Rapidul deschide scorul în minutul 2 și 25 de secunde după o preluare excelentă a lui Alex Ioniță, încheiată cu o finalizare sigură. Foarte bună preluarea lui Ioniță dintr-o pasă venită de la adversar. Reușește să-l dezechilibreze pe Eman doar din preluare și apoi cu stângul lui, piciorul său dominant, stângul lui sigur, Ioniță deschide scorul 1-0 cu 3 jucători pe linia porții, toți la prima bară acolo. Acolo pleacă și centrarea, minge deviată și este gol! 2-0, o schemă care dă rezultat, o schemă foarte bine executată, o minge deviată peste apărare. Kate este jucătorul îmbrățișat de toată lumea. Probabil că el... Da. Kate este acolo, pune bine corpul în fața lui Gabi Moura. Poate că și sarcinile de marcaj n-au fost împărțite rațional, pentru că Gabi Moura este mult mai scund și mai... printre marcatori. Iată-l singur pe Morar, care face 2-1. 3 goluri marcate în mai puțin de 11 minute și Dinamo dă primele semne de viață. Gol marcat în urma unei alte faze fixe. Vlad Morar vine de la Torje și finalizare sigură a vârfului de atac al lui Dinamo. 2-1. Nimic de făcut pentru Horațiu Moldovan. Privirea încruntată a lui Mutu. Zidul undeva la 17 metri. Șutul bun! Gol! Excelent șut al lui Adrian Bălan. Formidabil șut de la 26-27 de metri. Rapidul se distanțează din nou la 2 goluri. O lovitură liberă bătută exemplar de portarul portughez. Pleacă inițial spre stânga sa, mingea este lovită perfect de Bălan. Capătă acel efect cu care jucătorii de volei sunt familiarizați. Traiectorie fâlfâită, execuție de mare clasă. Golul poate nu pare atât de spectaculos. Mingea se... Lovitura de cap reușită. Din nou probleme pentru Dinamo, numai că de data asta lovitura de cos nu reușește. Romario Moise a trimis în plasa laterală. Din nou jucătorii Rapidului grupați pe linia porți. Reprimește acum de la Grădinaru. Rezvan Grădinaru. Foarte bună pasa. Torje. Torje! Și Mutu a dat gol în dubla întâlnire, a dat gol și la tur și la retur.
În tur a fost 1-1 la Ploiești, la retur trupa lui Răzvan Lucescu pe atunci, Petrolul, la retur câștigat 4-1 de plasare, Mutu punctând și iată-l acum pe Carnat, Carnat jucător de viteză, intră în careu, Carnat! Era greu să înscrie de acolo. Rari și Lie, cam ține de minge și pasează, apără Figueiredo la șutul lui Carnat. Cea mai mare ocazie a reprizei, nu este offside. Nu este offside, Carnat putea face mai mult din această fază pe CFR și pe FCSB. Iată acum Sefer șutând cu stângul. Albu, Sefer, un șut care amenință să spargă tabela. Execuție nereușită a șeptarului Rapidist și s-aude fluierul de final. Rapid 3, Dinamo 1. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.